CSU Suceava a pierdut cele două meciuri amicale disputate la sfârșitul săptămânii trecute la Odorheiu Secuiesc, ultimele înainte de reluarea Ligii Naționale la handbal masculin. Echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei a cedat în fața celor de la CSM Bacău cu 24-40, după care a fost învinsă la limită de gazdele de la CSM Odorhei cu 32-33. Iată ce a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu despre cele două meciuri. Nu am pus accent la acest turneu pe rezultate, ci am încercat să vedem diferite variante de echipă înainte de prima partidă oficială din acest an. Cel mai important lucru este ca jucătorii să fie sănătoși și în formă pentru meciul de sâmbătă din campionat, a transmis Bogdan Șoldănescu. Acesta n-a putut miza în Harghita pe mai vechii accidentați Lăzurcă și Dascălu, dar nici pe Bologa, Stanciuc și Zarițchi. Ultimii doi au participat în perioada 27-29 ianuarie la Viena, la o tabără de pregătire organizată de Federația Europeană de Handbal. Clasată pe locul 9 în Liga Zimbrilor, CSU Suceava va disputa primul meci oficial din acest an, sâmbătă, când va primi vizita ocupantei locului 4, CSM București.